Din nou, județul Teleorman se află printre județele cu cel mai mic procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat. În sesiunea de vară din acest an au reușit să promoveze doar 59,31% dintre elevi. 257 au avut medii între 6 și 6,99, 264 cu medii între 7 și 7,99 și 196 cu medii între 9 și 99. E o rază de lumină în toată această statistică, dar din păcate doar una, puteau fi mai multe raze. La Colegiul Național Unirea avem un elev cu media 10. La sesiunea din această vară s-au înscris pentru a susține examenul maturității un număr de 1835 de elevi din Teleorman. Dintre care prezenți au fost doar 1686. Am avut un număr de absenți, 149, și, din păcate, pentru ei, că n-au înțeles, 4 elevi care au fost eliminați în cele 3 zile ale probelor, respectiv luni, marți și miercuri săptămâna trecută. Elevii nemulțumiți pot depune contestații în intervalul orar 12-18, iar acestea vor fi soluționate în zilele de 28, 29 și 30 iunie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 1 iulie.